dimineața, bună, dragi pescari! Suntem în 23 aprilie 2024. Din nou pe râul Mureș. Am venit să mai încerc o dată, mai vin o dată sâmbătă. Săptămâna viitoare luni se închide. Am venit să mai încerc un pic, poate totul. Intră un muftăcioș ceva, cu toate că s-o cam răcit. Zilele astea, ieri a fost furtună pe la noi în județul Hunedoara. Dar totuși e bine că s-a tulburat un pic apa. Am venit iară pe un loc cu apa adâncă la mal. În stânga mea e un gropan destul de mare. Stau cu două bețe, după cum se vede, curâmă de ploaie. Chiar când am ajuns pe la 6:30, am văzut ceva bătaie în mal. Acum ce-a fost, nu știu sigur. Dar o să stau câteva ore să încerc. Uite, la asta neagră am avut ceva mișcare. Să vedem dacă continuă. Cred că-s clenuți sau mrenuți în medel cu cioc. S-o las, eu am crălige destul de mari. Pe ăsta cel puțin, pe ăsta din stânga, am trei râme de ploaie, am zis că ori. Am mai luat primăvara pet cu motul. Că încet, încet se lasă și ceața. Să vă răv un pește astăzi. Mă vin cu un cadru, cu vreun pește, cu ceva, sigur. Mi-a tot ciupit la asta din stânga și cred că mi-o tocat râmele. Păi cu ocazia asta aici vă arăt și montura pe care dau. Un plumb culisant, o bilă anti-shock, vârtej și forfac. Acum v-am zis, cârligul e destul de mare. Să-mi încapă două râme de astea de ploaie pe el. Eu le fac buchet. Dacă nu vor la buchet de râme, iau un buchet de trandafir. Nu stau aproape decât aproape de mal. Asta i-am pus un cârlig un pic mai mic. Tijă lungă și o râmă. Poate intră vreo breană ceva. Nici ăsta nu-l dau foarte departe. E adâncă apa unde dau, de asta nu trebuie să le dau departe. Așteptăm în continuare. Aici în stânga îmi bagă curentul plumbul chiar sub niște crengi de salță. Ai, îi place la salță să ia prin zonă de astea.
Sperăm că e și poftă de mâncare, altfel degeaba. S-a mai lăsat și ceața. A început să iasă soarele. Au trecut vreo 3 ore din partida asta, dar doar vreo 2 ciupeli. Mai am vreo 3-4 ore de pescuit. Am speranțe că reușesc să obțin vreo trăsătură ceva. Locul e foarte bun. Doar că peștii nu știu lucrul ăsta. Cred că și schimbarea asta de temperatură îi năucește de cap. După cum am zis, s-a mai tulburat un pic apa, un pic. Nu mult, dar pentru somn e bun, chiar și pentru mreană. Dar cred că e rece încă. Apa și de asta nu... No, în alți ani, în perioada asta, chiar înainte să se închidă, mai păcăleam câte un mustăcios. Acum vedem ce-o fi până la final. O să vin și după ce se deschide pe aici, prin zonă. Vreau să încerc cu peștișori. Cu caras. Să dau după somn. Cred că are vreo... undeva în stânga, undeva la vreo 3 metri jumate apa. Nici curentul nu-i tare, e cum trebuie. No, mă duc să mai încarc și revin dacă reușesc să obțin vreo trăsătură. Am văzut ceva sărituri acolo pe mijloc. Cred că sunt mrenele. Doar că văd că sunt încă în curent. Nu s-au tras pe mal. Dau destul de aproape. Mai ales dau după somn. Dar acum încerc în continuare. Prea bun loc, nu cred să ne obțin vreo trăsătură ceva. Da, rămâne de văzut. Mai stau vreo 2 ore jumate și după aia mă adun. Din păcate, cam ăsta e râul Mureș. Frumos, dar capturile se lasă mult așteptate.
Încercăm în continuare. Nu mai verificăm o dată. Mai vedem. Un pic capătul la râmă, dar atât. Mai pun o râmă. Dacă tot le-am cules afară. Vreme faine de ploaie. Aceeași montură am și pe bățul ăsta. Sperăm că îi face poftă. Am un buchet. Aveam un buchet de vreme. Dacă mi-am mai rupt din ele. Mai pun și la asta o râmă. Cam asta e tot. Dacă nici așa nu vrea. N-am ce să-i fac. Uite, aici e un buchet mai mare de râmă. Adânca, apa coboară plumbul destul de mult până atinge fundul. Dacă rezultatele încă se lasă așteptate. S-a mai luat anul ăsta câte un somn, doi pe mureș, câte o mreană, dar deocamdată rezultatele slăbuțe. Vremea asta schimbătoare și nu ne ajută. A venit momentul să închei și partida de azi. N-am avut rezultate, din păcate. Până la urmă, ieșirea contează. Deloc să coopereze. Cred că din cauza că e apa încă rece sau nu.
să mai vin sâmbătă o dată. Cum am zis, de săptămâna viitoare luni se închide pescuitul. O să mai merg la ceva bălți. Așteptăm cu nerăbdare să se deschidă. Am astea informațiile. Apa e încă rece. Nu e un pic tulbure Mureșul, dar ar fi bun. Pentru somn cel puțin ar fi bun. Data viitoare. Dacă vă place munca mea, abonați-vă să mai vedeți și alte clipuri. La revedere!